De îndurare, să rugăm pe El care poate să lucreze în viața noastră ceea ce este plăcut, să-și continue binecuvântatea lucrarea de mântuire. Amin. Să ne reamintim pe scurt ceea ce am discutat aseară referitor la lucrarea Duhului Sfânt. În primul rând spuneam că Duhul Sfânt nu face nimic în nume propriu. Toate realizările sale sunt legate în mod strict de ispășirea realizată de Domnul Iisus. De aceea Domnul Iisus spunea, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 14, El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și acum spuneam, Duhul Sfânt n-ar fi venit niciodată, nu n-ar fi avut dreptul acesta. Scriptura însă n-ar fi fost scris dacă n-ar fi fost totul gândit într-un plan etern de mântuire realizat în Domnul Hristos și pe care numai Duhul lui Dumnezeu are puterea să-L realizeze. Mulțumim Domnului pentru aceasta. În al doilea rând spuneam că lucrarea Duhului Sfânt este indispensabilă. Ceea ce este născut din carne, este carne, spunea Domnul Nicodim. Și a continuat spunând, nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Deci toată lucrarea mântuirii începe prin lucrarea Duhului. Și fără ea, și fără Duhul, noi n-am avea nicio șansă. Am rămâne la dimensiunea de om, educat, cizelat, omenește, cum ați vrea. Dar este necesar ca în noi să vină acea scânteie sau sămânță dumnezeiască. Și aceasta se realizează prin Duhul lui Dumnezeu. Și noi putem spune, mărit să fie Domnul pentru aceasta. Deci nu suntem născuți din voia noastră, din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și asta s-a realizat prin Duhul, exact ca și în cazul nașterii Domnului Hristos. A întrebat Maria, cum se va face asta? Duhul operează. În cazul nostru e aceeași realitate. Și în al treia rând spuneam că Dumnezeu nu doar că vrea să sufle peste noi, așa să avem o adiere a Duhului. Vrea, ne cere, este un imperativ. Fiți plini de Duh. Și spuneam că aceasta nu se poate realiza la foc automat, instant. Și numai dacă ne face în timp să stăm înaintea lui Dumnezeu, ca la un izvor, până se umple întreaga ființă. De aceea Scriptura spune, folosind două simboluri referitor la momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine peste o persoană, umplut sau saturnat peste ei, cu alte cuvinte, plin pe dinăuntru și îmbrăcați pe din afară. Vom continua cu ajutorul Domnului în această seară, de aici, de unde am rămas, și vreau să vă arăt din Scripturi că umplerea presupune golirea noastră de tot ceea ce este rău. Și asta iarăși nu se face bătând în palme. Din noi nu va ieși afară decât ceea ce noi acceptăm să fie lepădat. Decât ceea ce ne dăm seama că este rău. Aici intervine și procesul mărturisirii. În mod special, Scriptura, prin Noul Testament, evidențiază mărturisirea cu ocazia botezului, începând de la lucrarea lui Ioan. Dar nu uitați că tocmai El spunea, și asta s-a întâmplat la scurt timp, că urma să vină Domnul și Duhul. Dacă există situația unor oameni de curând născuți din nou, și mărturisirea s-a efectuat cu ocazia botezului, evident că nu mai e nevoie de altă mărturisire. Doar ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt, să-i umplă. Dar dacă cineva e botezat cu 10 ani în urmă și botezul cu Duhul Sfânt încă n-a intervenit, se ridică întrebarea, mai este necesară mărturisirea?
Vreau să vă arăt în Scriptură, citind, de exemplu, din Coloseni, capitolul 3, că ține de noi și apoi operează Duhul Sfânt să abandonăm, să renunțăm la tot ceea ce este păcătos și vinovat în noi. Altfel, evident că umplerea nu se poate face. Este ca și când ai vrea să torni lichid într-un recipient. Dar dacă este aer, o să intri lichid acolo. Noi nu vedem aerul, dar numai nu ne dă voie să-l umple. Dar dacă se golește, se găsește poziția potrivită, atunci se umple. Spune Scriptura aici, în Coloseni 3, de la versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Vă rog, rețineți, nu scrie că le omoară Domnul. Venim la biserică, ne anesteziază și ieșim afară sfinți. Da, Dumnezeu lucrează în biserică. Dar aș spune, fiecare din aceste mădulare, organe ale păcatului, trebuie puse așa pe rând, înaintea Domnului. Și aici scrie în continuare, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o chinare la idol. Și apoi, să admitem că nu avem astfel de stări atât de grave, scrie de la versetul 8, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetiri, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Amintiți-vă, și voi chiar citiți din Efeseni, capitolul 4, că toate acestea îl întristează pe Duhul Sfânt. Și nu poate să vină într-un asemenea cadru păcătos. Scrie aici la versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Nu tristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime. Hai să îi includem aici, la capitolul golire, mărturisire și pe cei ce au fost cândva botezați. Dar cantitatea de Duh, dacă putem vorbi așa, din ei s-a redus foarte mult. Ei din nou au nevoie să se lepere din toate aceste stări. Orice, orice strigare, orice fel de răutare, este procesul necesar realizat cu ocazia nașterii din nou. Este acea curățire sau spălare sau înnoire a Duhului Sfânt, cum este numit în Tit, capitolul 3. Citesc și din Întâi Epistola lui Petru, în aceeași idee, 1 Petru, capitolul 2, și vreau să vă gândiți că aici Petru a scris ca o scrisoare, ulterior, după o mie de, ani, au fost trecute capitolul și versete. Zice de la versetul 1:22 mai întâi. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul. Să știți că Duhul Sfânt începe să lucreze încă înainte de momentul în care noi zbucnim într-o vorbire în altă limbă sau într-o altă manifestare dată de plinătatea Duhului. E acest proces al curățirii. Duhul golește, Duhul umple, dar nu fără noi. Citesc în continuare. Era 2:1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de răutate și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnice și curat. Doamne, ajută-ne! Dacă e vorba că în ființa noastră să intre lapte, cine pune lapte unde înainte a fost motorină, benzină? Știți că roada Duhului blândețe, dar înainte unii au fost explozive. Le trebuie toate curățite. Duhul este sfânt. Înainte unii au fost pătați cu necurății, cu toate vopselele lumii acesteia. Cum se spune, unul cu toate ale fiile, vorbind despre oamenii care se ocupă de mărșăvii și de nedreptăți. Aici este mare operație, binecuvântată lucrare pe care rugăm pe Duhul Sfânt să o realizeze în noi. Dacă asta se face,
atunci umplerea se realizează. Altfel, putem să stăm, cum spuneam aseară, zi și noapte în rugăciune și în citirea Bibliei. Dacă atunci când terminăm cu cititul Bibliei, dăm un telefon și vorbim prostii, urmărim o imagine care nu are nimic de a face cu Sfințenia lui Dumnezeu, clevetim pe unul sau pe altul. Nu, asta spunea Dumnezeu evreilor, nu mai pot să văd nelegiurile unite cu sărbătoare. Separați-ne! Striga prin Amos. Încetați! Dreptatea se curge precum o apă curgătoare. Și apoi lăudați-vă că sunteți iscusiți în instrumente de David, de muzică precum David. Doamne, ajută-ne! Aici vă spuneam că intervine procesul mărturisirii. În primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Mă zicem de David care era atât de conștient de păcatul lui, scrie în Psalmul 51, fără de legea mea, păcatul meu este necurmat înaintea mea. Și striga el, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău. Cei care n-au primit încă Duhul Dumnezeu trebuie să spună, Doamne, păcatul mă apasă, mă macină și nu vine Duhul Tău peste mine din prevința aceasta. Nu puțin au fost situații la mărturisire când unii au stăruit și au postit zile în șir, săptămâni, ani unii. Câte un proroc a venit și a spus, nu te-ai mărturisit. Unii le-au ținut ascunse, alții n-au fost conștienti că și lucrul acela e păcat. Am întâlnit și noi la biserică. Se agăța toată lucrarea Duhului Sfânt de un păcat. Și spuneau unii, până n-am mărturisit și pe acesta. Dar alții spuneau, până nu m-am putut angaja că renunț la asta. Că nu-i chiar mare lucru, nu-i întreg să mărturisesc. Scriptura spune, cine își mărturisește păcatul și se lasă. Ei, dorința asta să te lești de păcat, asta trebuie să fie evident. Și apoi să vezi tu că te mărturisești la Domnul sau te mărturisești și fraților, dar să știi că atunci când ești gata să renunți, mărturisirea nu e o problemă. Mărturisirea e o problemă atunci când stai în cumpănă, când nu ești suficient de conștient dacă e păcat sau nu e păcat, când mai ai orgoliu, pretenții. Dar când vei cădea înaintea lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos, te mărturisești în public, au fost situații când unii au trebuit să cheie pe cineva într-o cămăruță sau când se mărturisește bărbatul să iasă acasă femeia, să iasă afară. Nu, au strigat, Doamne, ăsta sunt! Pentru că asta e o problemă care ar trebui să ne doară, să ne apese. Spune Scriptura Romani, capitolul 1, despre o plinătate a răului de care noi trebuie să ne eliberăm. Citesc de la versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Astfel au ajuns plini de orice. Și numără o listă lungă de păcate. E bine când ne mărturisim să citim listele acestea. Asta din Roman, cea din Galateni, de prin Petru, din Efeseni. Povestea un frate slujitor că într-o vară a ieșit cu tineri undeva la munte. La niște copii, după la joacă. Și a zis, măi băieți, dar voi a spus că voi vreți doar așa să vă degajați și să stăm din vorbă și din Scriptură, că poate vă nu vă stă mintea asta. Voi trebuie să vă mărturisiți. Dar frate, ce să mărturisim? Și le-a dat o listă de păcate, așa extras din Biblie, eu am și o listă aia încă 200 ceva de păcat. Când au aprofundat, s-a făcut coadă la mărturisire. Că fiecare mai avea încă una, încă una. Au început să devină conștiință. De unde ori suntem așa superficiali? Dar când e vorba de curățenie, atunci vom vedea cât praf s-a depus, câte lucruri sunt ascunse prin seifele mobilierului sufletului nostru și toate acestea trebuie îndepărtate. Vine câte unul la mărturisire și zice, frate, de ce trebuie să spun? Cum trebuie să spun? Dar problema nu e să prezentăm o formulă magică sau logică, să scrie ca un document pe care îl scriem și apoi îl semnăm.
În mod special le spun la oameni, trebuie să mărturisiți acele lucruri de care conștiința va apas. Vei vedea că nu scap de ele fără mărturisire. Și o altă categorie, și de care nu te poți lăsa. Și pentru care trebuie să ceri ajutor. Dacă te descurci, sigur foarte bine. Nu mergi la medic dacă ai două pastilă și poți să o iei și ți-a trecut durerea de cap. Dar dacă vezi că azi nu-ți trece, mâine nu-ți trece. Mai înțelegi pe careva din familie, nici așa nu rezolvi. Te duci la spital, nu? Există și pentru noi un spital de păcători la Biserica Domnului, unde putem să venim și să ne golim toată starea noastră sufletească cu dorința sinceră ca să abandonăm totul. Doamne, îndură-te de noi! Aceasta e marea necesitate. Pentru că altfel, fie nu ne putem deschide la rugăciune când este stăruința, stau toate astea în minte, adesea spun stăruitorii, frate, îmi vin în minte. Și asta și celălalt. Nu-ți vin în minte, ele sunt în tine. Și trebuie dat de afară. Sau se zbat câte unii transpiră, strigă. Alții au convulsii. Este ca și când ne-am apucat să lucrăm la o mașină. Dacă mai sunt niște șuruburi în care-i prinsă, trag de oricum piesa aceea. Dar dacă sunt desfăcute toate șuruburile, fabricantul a pus-o fără să forțeze la locuire. Uneori așa de ușor se realizează când se produce golirea, mărturisirea. De fapt, asta e ideea. Nu mărturisirea are valoare, în primul rând, ci dorința profundă să scăpăm de rău și de păcat. Amin? Și să trăim sfinți înaintea lui Dumnezeu. Nu-i corect să dorești să te umpli până mai întâi nu ești gata să te golești de orice rând. Nu pot fi amestecate lucrurile. Întreba Iacob în epistola sa, capitolul 3. Poate să iasă din aceeași vână a izvorului și apă bună și apă rea? Poate să dea și un foc și altul? Nu se poate. Zice el, nu trebuie să fie așa, frații mei. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Dacă lucrarea asta nu are loc, atunci mă îndoiesc că dacă cineva, chiar dacă ajung să vorbească în alte limbi, acolo e Duhul lui Dumnezeu. Au fost situații în care unii au vorbit așa la foc automat în alte limbi și le-a ținut asta o săptămână, două. Și au ajuns ceilalți să se întrebe și dacă îi întreb și pe ei în momente sincere vor spune, măi, nu știu, am primit sau n-am primit. De ce? Pentru că lucrurile sunt tulburi, sunt amestecate. Nu se poate să ne îndoim de prezența lui Dumnezeu în noi. Dar dacă ne osândește inima, atunci există îndoieli. Întrebarea în încheierea acestei idei este următoarea. Ați vrea să vă lepădați de toate păcatele? Dar nu după criteriul nostru, ci în zdrobirea aceea înaintea Domnului cu cuvintele, Doamne, arată-mi ce nu văd. Doamne, sunt gata să renunț la orice lucru, că altfel pățim ca tânărul bogat. Și spune, Doamne, asta nu, 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 și asta? Ei, cred că mă întristează de tot. Pentru că, de regulă, fiecare dintre noi are un colț protejat al inimii lui cu ceva ce îi place, ceva ce îi dulce. Și cădem în ispita lui Saul, du-te și nimicește pe amaleciți, că a fost scris și prorocit. S-a dus, dar a fost frumos, a cruțat și spune Biblia că a nimicit numai ce era prost și nebăgat în seamă. Am văzut chiar și în raportul dintre noi ca părinți și copiii noștri. Dacă au anumite slăbiciuni ce încă ne plac și nouă și se mai găsesc și în viața noastră, nu ni se par că sunt copiii răi. Dar dacă vedem poate la alții sau chiar la noștri ceva ce noi nu facem,
Asta e valabil și în cazul relațiilor dintre frați. Aceea incriminăm și ni se pare că altul e păcătos. Dar spune Scriptura Roman, capitolul 2, tu care faci aceleași lucruri prin aceasta, eu sunt de singur. De aceea este indicat și din acest punct de vedere să ne mărturisim pentru a cere sfat. Frate, starea asta e păcătoasă? Pentru că au fost situații când, de exemplu, în cadrul relațiilor intime sau de familie, sau în cadrul unor probleme de natură financiară, unii păcătuiau și ei credeau că nu-i păcat. Duh, spune Apostolul Pavel în Roman 9, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Deci este nevoie ca Duhul Sfânt să ne ajute la mărturisire și să abandonăm tot ce e rău. Amin? În al doilea rând, pentru seara aceasta, cu ce scop vrem să primim noi Duhul Sfânt? De regulă se face referire la Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii noastre, ați crezut în El și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este orvuna moștenirii noastre pentru răscumpărat și ori câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Arvuna moștenirii noastre. Pecetuirea. E o primă semnătura lui Dumnezeu pe ființa noastră și pe actul mântuirii noastre. În aceeași idee zice în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 22, El ne-a pecetuit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Dar numai cu arvuna poți cumpăra moștenirea. Acum, de când cu criza, au fost oameni care au dat avans la o casă sau la un apartament și au crezut că pot plăti ce urmează. N-au reușit și au pierdut tot. Noi trebuie să stăm înaintea Domnului să fim umpluți de Duhul pentru a fi pecetruiți și a fi pregătiți în vederea răscumpărării. Citesc pentru asta din Roman, capitolul 8. Pentru că am întâlnit situații în care cei botezați cu Duhul Sfânt nu-și mai plătiseră de mult ratele la zi și li s-a părut unora că vine în control. Au zis, frate, mai plătești, mai vorbești în alte limbi. Zice, da, slavă Domnului. Păi, dragul meu, nu-l întreba dacă și-o plătit prima rată. Vezi dacă s-a plătit de la zi. Că prima e numai arvuna. Spune în Roman, capitolul 8, citesc de la versetul 23. Și nu numai ea, natura, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Și suspinarea asta, știți cum se produce? E o lucrare a Duhului. E continuarea acelor din tâi roade. Scrie în continuare aici. Versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și nu știm, da. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care e năzuința Duhului, adică ce obiectiv are Duhul în noi. Pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Așadar, Duhul Sfânt are lucrarea de continuat ceea ce a început prin pecetruire. Și o face cu suspine, cu tot efortul. Pentru ca noi să fim pregătiți până în ziua venirii Domnului Iisus. Vă dau un exemplu ca să înțelegem mai bine. Domnul Iisus și-a realizat lucrarea de ispășire în două etape.
cu ispășirea de pe Golgota și prezentarea apoi cu sângele sfânt în templu din cer, s-a rezolvat trecutul nostru. Dar prezentul nostru continuu de pocăiți, cu ce se rezolvă? Cu ispășirea de la dreapta măririi din cerul. Și zice în Evrei 7, tocmai un astfel de mare preot ne trebuia nouă. Că dacă Domnul Iisus se aducea doar jertfă de ispășire atunci, și pe noi ne ierta când ne-am botezat, și apoi își vedea de treabă în cer, spunându-ne, v-am sfințit, v-am dat haina albă, așa să vă prezentați la mine. Spuneți-mi, câți arunci am mântuit? Care mureau în ziua botezului, poate. Dar este nevoie de o întreținere a acestei mântuiri, ba chiar mai mult, de o desăvârșire, de o creștere, la fel și cu Duhul Sfânt. Ne golește și rezolvă trecutul, ne umple și apoi își continuă aceste suspine în noi, aceste eforturi despre care citesc în versete anterioare din Roman, capitolul 8, spune Scriptura aici, de la versetul 4, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Pentru unii e foarte greu să vorbească în alte limbi la început. Alții zbucnesc. Dar știți ce e greu pentru toți? Să descifreze aceste șoapte și să audă aceste suspine ale Duhului Sfânt sau întristările de care am citit în Efeseni 4. Asta e foarte important. Asta înseamnă ce scrie aici în versetul 2. Legea Duhului de viață în Hristos. E o lege a formării noastre prin Duhul și dacă n-am înțeles că pentru asta trebuie să vină Duhul noi, s-ar putea să fim deranjați când suspină în noi. Și să nu-L înțelegem, să nu-L lăsăm să opereze. Repet, dacă noi avem ideea că trebuie doar să fim pecetluiți și de acum, slavă Domnului, totul e bine. V-am mai dat o comparație. Când ați venit dumneavoastră în Italia, v-a făcut direct cetățenie, acte cetățenie italiană? Cât v-ați trădit unii după permisul acela de soggiorno, sau cum se spunea? Și întâi pe câteva luni, sau pe un an, sau pe doi, nu mai știu cum e aici. Așa ceva este și în planul lucrurilor Duhului Sfânt. Viza aia de început, aia nu ține 100 de ani. Aceea e doar prima operație. Și dacă dovedești că tu ai fost la lucru, apropo de exemplu ce vi l-am dat, că ai unde să locuiești, că trupul tău e templul Duhului Sfânt, o să pună vize în continuare. O să vezi limba între timp, câștigi ce trebuie, dar altfel minunea nu are loc. Să mai luăm aici o comparație. Dacă un băiat, să admitem că iubește o fată, și o cortează cu atâta tandrețe și cu atâta amabilitate. Și în fine, totul se punctează, culminează cu cununia, cu o nuntă. Și ce se întâmplă după aceea? Se duce fiecare la ale lui, nu? Împar banii și mai țin legătura. Nici vorbă. De acolo de-abia se consumă ceea ce s-a pregătit până atunci. Nu e așa și cu Duhul Sfânt? Dacă cineva se așteaptă de la Duhul Sfânt numai să fie un fel de zi anunții, nu aici logodna, nu tai sus, zice. Și de la una până la cealaltă, absenteism. Izolare, nu se poate. De aceea scrie Apostolul Pavel, vorbind galatenilor, vă citesc din capitolul 5, versetul 25. Dacă trăim prin Duhul și trăim din momentul în care a fost născut din nou, să și umblăm prin Duhul. Doamne, ajută-ne! Dacă nu, dragii mei, Duhul Sfânt se întristează, nu se va lupta pururea în om, scrie în Genesa 6, și apoi nota profetul Isaia în capitolul 63, ajungem și ni se face vrășmaș. Și va lupta împotriva noastră. Ne părăsește.
De aceea striga David în Psalmul 51, Doamne, nu-l lua! Eu nu știu în ce fază suntem, dar cred că ar fi indicat cu cât timp în urmă va fi fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Orice ocazie să o folosim ca Domnul să ne umplă. Să ne apropiem de Dumnezeu cu cât vedem că ziua venirii sale se apropie și cu adevărat să ne ajute Domnul să fim plini de Duh. Ce frumos este să izbucnești în laude, dar ce frumos este după ani de zile să fii la fel de cald și de aproape de Domnul. Spuneau frații de la Roma că, nu știu când au venit românii prima dată în Crescu, le-a spus un păstor mai bătrân de la Viana Capri, încercați să păstrați, că așa am fost și noi. Am pierdut. Era un frate la noi bătrân care spunea, două lucruri nu mi-au venit la crede. Că bătrânețea e așa de grea și pocăința se strică așa repede. Adică așa repede ne golim, uităm. De parcă n-ar fi fost ceva în noi. Doamne, ajută-ne să înțelegem că Duhul ne este dat să ne păstreze într-o formă activă, ba chiar să crească în noi măsura Dumnezeirii. Și închei și ideea aceasta cu un verset din 2 Corinteni, capitolul 3. Dacă pentru așa ceva cerem Duhul, avem șanse să-L primim și nu vom primi în zadar. 2 Corinteni 3, versetul 17-18. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. E vorba, făcând legătura cu ce am citit în Romani 8, de slobozenia slavei. Aceea va însemna când în mod liber nu mai păcătuiește nimeni, nu mai suspină Duhul. Când păcatul va fi îndepărtat cu cauze și efecte, cu tot. De exemplu, versetul următor zice, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Deci Duhul Domnului ne naște și ne crește până vom ajunge să fim după chipul celui ce ne-a făcut. Căci Adam a fost creat om mare, ca un prototip a faptului că a fost luat din țărână și s-a suflat peste el Duh. Așa vrea să realizeze Domnul și din noi. Și apoi să ne așeze în Împărăția ei Sfântă, slăvit să fie Domnul. În al treilea rând, pe lângă dorința ca Dumnezeu să realizeze în noi desăvârșirea, cu ce scop mai cerem noi Duhul Sfânt? Spunea Iacov în capitolul 4 al istoriei sale, vorbim la modul general, despre unii care cer și nu primesc, pentru că cer cu gând rău să risipească în plăcere. În pilda pe care a spus-o Domnul Iisus în Luca 11, despre stăruința rugăciunii și apoi a amintit că Duhul Sfânt se dă celor ce îl cer, e vorba de un prieten care cere ceva nu pentru el, pentru un prieten. Duhul Sfânt se cere pentru noi în vederea desăvârșirii, ceva obligatoriu, necesar, dar se cere și pentru zidirea bisericii. Iată ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 7, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Pentru că nu există arătarea Duhului fără daruri, fără manifestări, fără lucrări, spre folosul altora. Versetul 11, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și în continuare scrie despre mădurarele trupului, că vorba aceea, o mână spală pe cealaltă și amândouă față, și mâinile îmbracă picioarele, și mâinile hrănesc, și gura, și toate celelalte, și organismul se întreține în mod reciproc.
Și apoi în capitolul 13 scrie despre dragoste. Și apar niște expresii care par de neînțeles în paradoxul lor. Chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și omenești, n-aș avea? Și acolo explică ce înseamnă asta. Că ești egoist și nu te interesează ideea bisericii. Tu vrei să fii înger și altul ciclon. Chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toate știința. Și nici măcar dacă mi-aș da toată hrana și averea pentru hrana săracilor. Adică aș fi selectiv cu unii și nu cu alții și n-aș avea dragoste, nu folosește la? Auzi, că fără Duhul ești nimic, dacă nu știi pentru ce îi da Duhul, tot nimic rămâne, cu Duhul tot. Că Duhul este dat ca Domnul să zidească împreună biserica și fiecare să fie util celuilalt. Cândva m-am gândit de ce noi ținem atât de mult la vorbirea în alte limbi și tâlmăcirea aproape nu-i deloc. Încă zicem că vorbirea limbii pentru noi, și la asta ținem, nu? Dar tâlmăcirea e pentru alții. E doar o idee care arată că suntem egoiști. Dacă ne interesează zidirea altora, atunci spune Scriptura aici în 1 Corinteni 14, că asta e ideea care rezultă din tot ce scrie aici, versetul 12. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Nu ne grijăm faptul, cum scrie aici, că dacă vorbești în altă limbă, se zidește pe sine. Scriptura nu spune să iubești lumea pe aproapele tău. Spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar tocmai asta e porunca ce o împlinește Dumnezeu potrivit legii prin Duhul în noi. Să ne vin pe Dumnezeu, ce spuneam până acum, Duhul ne face asemenea chipului slavii sale, dar în același timp Duhul ne face să slujim pentru aproapele noastre. Și vreau să observați că darurile Duhului Sfânt sunt date așa cum am citit în 12 cu 7 spre folosul altuia. De exemplu, cine are darul vindecării, asta nu are să pună mâinile pe el să vindece. Să pună mâinile peste alții să vindece. Cine prorocește, poate să vorbească drumușirului, așa ca la Elie, și să știe ce are de făcut. Dar și aceea a fost oricum tot în relație cu poporul. Domnul vorbește prin unul, pentru altul. Și așa toate, ca să nu mai spun de darul slujirii, darul dărniciei și toate celelalte, darul ajutorărilor, chiar și cârmuirilor și toate, toate. De aceea în biserică avem nevoie unii de alții. Ați vrea să ne dea Domnul Duhul Sfânt ca să fim de folos pentru alții? Altfel, nu-i se merită lui Dumnezeu. Vreau să vă imaginați că merge cineva într-o familie unde sunt mai mulți copii și de la unul o pungă cu bomboane. Și ăsta repede o ascunde. Nu s-ar aștepta să servească și pe ceilalți? Normal. Și la rândul nostru noi avem nevoie să fim serviți de alții. De aceea spune aici Scriptura, în 1 Corinteni, capitolul 14, citesc, de exemplu, de la versetul 26. Ce-i de făcut atunci, fraților, când v-a durat să vă ajut, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, o descoperire, o tâlmășire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Spune în continuare aici. Versetul 31, fiindcă puteți să prociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Toți. Să fim de folos prin slujirea noastră în adunare. Și acum întreb, câți dintre cei care avem Duhul Sfânt am devenit niște slujitori a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat? A fost un sfânt egoist? Sau nu-și poate face lucrarea prin noi?
Pentru că nu dă Domnul Duhul Sfânt care să nu fie util și să nu ajute la ceilalți. Vă dovedesc asta și din Efeseni, capitolul 4. De aceea cei de la Ierusalim, hai până ajungem în Efeseni 4, mai spune ceva, știți că spune Domnul că și pe drum să propovăduim. Când au primit Duhul Sfânt, au devenit foarte activi. Și în ideea asta citesc din Efeseni 4, de la versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților. Și ei, la rândul lor, au zis ce au de făcut. În vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Pentru aceasta e dată Duhul Sfânt, ca să fim martori și să slujim. Doamne, ajută-ne! Eu nu o să intru să vorbesc despre darurile Duhului Sfânt. Așa cum spuneam aseară, să nu facem inventarul la ce n-avem. Dar trebuie vorbit. Ca oamenii să își poată cunoaște, dar nu acum. Dar fiecare să se cerceteze pe sine. Lui ce unealtă i-a dat Domnul? Spre zidire, nu spre dărâmare. Odată, conducerea unei biserici s-a oprit în dreptul la doi bărbați, printre alții, să întrebe dacă pe Domnul dacă pot fi puși în slujbă. Și s-a arătat în vedenie un șantier și era o ușă de acces și o comisie de examinare, de angajare. Și se prezintă, unul a fost descris, am fost de față, cu semnalmente fizice. Duhul Sfânt doar cunoaște oameni și știe ce gândim și aveam în plan. Și ce a fost interesant, avea o centură la care i-au agățat anumite unelte. O mistrie, un șpaclu, un ciocănel. A fost examinat și a zis, nu știu ceva scule așa performante, n-avea ceva electric sau... Dar sunt bune pentru faza în care sunteți voi cu șantierul. Angajați-l. Apare un al doilea descris și el, avea un tărnat copt și a tărnat până la pământ, o lopată, dar nu așa mică, precum cea de infanterie din armată. S-a uitat la el și a spus, astea scule de demolat. Cunoșteți în faza asta. Nu-i bun de angajat. De aceea spune Scriptura aici că toate trebuie să facă spre zidire. Duhul Sfânt, de exemplu, nu-i dat când mă gădesc la darul prorociei doar așa ca să satisfacă, știu eu, curiozitatea unora. S-a întâmplat într-o biserică undeva în județul Cluj, era unul care atunci când a fost prins la colț și întrebat, măi, dar tu nu ești serios și nu ești pocăit, dar cum te deghicești așa când prorocești? Și eu zic, băi, am fost proroc, dar acum lucrez cu unul deghicire. A fost într-o biserică undeva la țară, mi-a descoperit, la unul i-a spus și cum îi cheamă. Și când a ajuns slujitorul acolo, frate, ce proroc a fost la noi, n-a mai fost așa ceva. Dar în două săptămâni toți erau îmbrăjbiți. Clevetire, supărare, la așa, la așa. M-am mai făcut și alte lucruri, că obișnuiam în casa unde grăbea la plecare să ceară pe ceva. Acum fratele nu știa cum să-i lămurească, ce să le spună, dar până la urmă a venit ideea și zice, dar voi nu vedeți că lucrarea asta nu v-a ajutat. Voi nu sunteți mai bine decât la unul obicit că ce-a făcut la celălalt. Deci, diavolul nu reușește să facă ceva constructiv și să ajute. Pe când Duhul lui Dumnezeu, cum spuneam din cazul acelui frate, chiar cu niște scule și unele mai slăbuțe, poate să facă ceva bun. Uneori se spune că frații mai de mult citeau un verset și spuneau câteva cuvinte și oamenii credeau, da, numai că acele cuvinte erau însoțite de Duhul Sfânt și nu erau cuvinte la întâmplare, erau la obiect. De când acum, așa cum aminteam și aseară, dacă nu e o lucrare de la Duhul Sfânt spre zidirea altora, atunci avem predicatori cu minte caleidoscop și enciclopedie și ei au în farmacie toate leacurile în afară de cine trebuie.
sau le servesc așa cum nu trebuie. E o familie din Pitești, în care era numai sora pocăită, bărbatul poate să o părea, el lucra inspector, și tot a invitat să vină, el n-a vrut. Dar într-o joi seară îi zice, auzi, tu să știi cum e cu tine la adunare. Ea, pe de o parte s-a bucurat, pe de altă parte să vină când avem o slujbă mai specială, Domnul să-l cerceteze. Dar nu peisajul nostru îi cucerește pe oameni, ci Duhul lui Dumnezeu. Când suntem gata să slujim după puterea care ne dă Domnul și pentru asta Domnul își dă Duhul. Au fost doar niște bătrâni. Dar la întoarcere spre casă îi zice, oarecum cu un tremur în voce și-a dat seama că a fost cercetat, să știi că mă pocăiesc. Slavă Domnului! Dar cum te-ai convins? Și el zice, auzi, tu, nu ți-am spus, am avut 3 nelămuriri cu privire la toată pocăința voastră, la lucrurile sfinte și la Dumnezeu și bătrânul acela mi-a dat răspuns la toate 3 întrebările. Pentru mine e clar. Nu știa bătrânul, nu știa nevastă sa, dar Dumnezeu știe. Este necesar așadar să ne punem la dispoziția Domnului și să fim gata să slujim. După puterea ce Domnul ne-o dă. Și apoi, cum zicea Pavel despre sine, dacă voi veți crede, atunci câmpul nostru de lucru se va mări. Și Dumnezeu ne va da har după har, slăvit să fie. Dar dacă e o biserică ce nu activează și lasă totul în seama conducerii, mai chemăm un musafir, angajăm un proroc doi, dacă nu știm noi alții în țară, și prin ei să lucreze Domnul. Și noi ceilalți, se ne dea Duhul Sfânt doar așa. Nu se dă doar așa. Sau dacă se dă, se ia. Sau îi dat ceva ce nu-i Duhul Sfânt. Sau poate doar așa o suflare, o adiere care dispare. Dar nu-i plinătatea și puterea lui Dumnezeu. Vă spuneam că biserica din Ierusalim a fost marcată de spiritul slujirii, de dorința de a face ceva. Fiecare își aducea bunurile lui materiale, fiecare făcea ceva. Asta este una din problemele noastre în țară, cum ar vrea să se sprinzi pe aici cu munca. Când a apărut, de exemplu, credința baptistă în România, era un slogan, fiecare baptist un evanghelist. Apoi a apărut credința pentecostală. Și frații mergeau într-o parte, în alta, fiecare se adunau la rugăciune, mergeau, vorbeau. Încet, încet am devenit tot mai pasivi, am devenit și noi ca celelalte biserici, încercând să formăm profesioniști, care ei să-și facă treaba și noi ceilalți să devenim mai puțin activi, cum vă spuneam aseară cu stămâna de evanghelizare, care a devenit un fel de obicei, un fel de Ramadan al nostru, la care se adaugă și stăruința și apoi, liniștiți, ne facem treaba, avem grijă de concediu. Dragii mei, nu-i greșit să ne recreăm și să ne odihnim, că și Domnul a rugat pe ucenici, a luat pe ucenici să odihnească. Dar oamenii cu spirit de slujire vor face ca în concediu să fie și ceva slujire. Și atunci Duhul Sfânt nu va fi în concediu. Că dacă îl lăsăm să mergem în concediu, e problemă. Duhul Sfânt este dat ca să lucreze prin noi. Amin? Asta zi și noapte, la adunare și oriunde în altă parte. Ca să vă puteți verifica dacă slujiți, vreau să vă amintiți când ați primit ultimul mesaj de la Duhul Sfânt, așa o inspirație, să faceți ceva. Au fost situații în care Duhul Sfânt a inspirat pe o soră, de exemplu, să cânte o anumită cântare. Să dea un telefon la o persoană. Și a rostit anumite cuvinte, pentru că în plinătatea Duhului orice om poate proroci. Ca și cei 70 de numere 11 după aceea, n-au mai prorocit. Dar când vine unda de har, rostește, te miri tu însuți.
De aceea spune Efeseni 6, 18, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Doamne, ajută-ne! Și veți vedea că Domnul ne pune să ne rugăm pentru unii, pentru alții, diferite acțiuni. Zi și noapte. Povestea un frate slujitor, mergea cu mașina, trebuia să facă un popas la Paris, la copiii lui, și de acolo ne-a așteptat în Spania, la niște adunări. Și pe drum a simțit că îi se face, el a avut o problemă de sănătate și pierdea puțin echilibru. Și a rămas la fiica lui, la Paris, care era căsătorită, în ideea de a se reface, de a vedea, a consulta un medic. Frații îl sunau, hai în Spania, te așteptăm. Și într-o noapte, pe când a simțit ca un pocnet în mintea lui, în capul lui așa, și pe când s-a trezit, pernea era pratată cu sânge. A pusese o scurgere pe ureche și dimineața deja avea echilibru, totul era normal. Și a fost sunat de niște frați români din Statele Unite, din zona Chicago sau Detroit. Frate, ce problemă ai avut? Când Domnul a descoperit la cineva să ne rugăm cu insistență pentru tine și ne-am adunat câțiva și ne-am rugat. Și Domnul a spus că problema s-a rezolvat și Domnul a intervenit. De fapt, a avut un mini-accident cerebral ceva și sângele acela s-a scurs și totul a fost bine. Pentru că întreaga biserică e un singur organism. În România sau în America, Dumnezeu e acela care lucrează prin toți și în toți, slăvit să-i fie numele. Dar dacă nu lucrează, atunci nu-i Duhul. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, ca și la creație, se mișca pe deasupra apelor și a fost participant și activ la tot ceea ce s-a făcut. Domnul să-și lase cercetarea sfântă peste noi și să ne dea harul unei slujiri binecuvântate. Recapitulez și mă opresc aici. În seara aceasta v-am spus despre trei lucruri. Felul cum am vorbit aseară și acum la dumneavoastră, în ordinea asta n-am mai spus niciodată. Așa mi-a venit. Și dacă tot am vorbit de călăuzire, am lăsat cum a venit. Că uneori spune Scriptura că puterea Dumnezeu e mai mare decât slăbiciunea oamenilor și chiar în slăbiciunea noastră sau când noi nu ne dăm seama în mod suficient, problema este să credem. Foarte importantă șoapta aceea a Duhului Sfânt. Fac aici o paranteză și apoi enumăr cele trei puncte. Povestea fratele Ghițe de la Izbin, acum în seara a fost la noi, că în august anul trecut i-a arătat Domnul în vedenie deasupra satului Izbin o undiță. Și Domnul a zis, voi începe să pescuiesc încă oameni din sat. Că în ultimii ani nu s-a făcut pe nimeni. Și în mod surprinzător, n-a trecut o lună, pare mi se, și apare o fată așa, pe clasa 11. Vine odată, mai vine odată, nimeni pocăiesc din neamul ei. Ba încă țineau toți la ea, pentru că era singura fiică, singurul copil în familia aceea. Și în perioada aceea a trebuit să aranjeze tinerii, că sunt foarte înghesuiți. Acum construiesc un nou local. Și când a ajuns tu stai acolo, tu stai acolo, ăștia mai mici, mai încoace, o șoaptă a Duhului Sfânt i-a pus, pune pe Roxana acolo. Și zicea, mare experiență omul, e proroc, când îmi spune Domnul un cuvânt, eu nu întreb că de ce, fac. Și am tu trece acolo. Dar de toate la Izbin sunt legate așa, cu baticul sub barbă, ea era legată înapoi, scăpase de toate celelalte, că Domnul a cercetat-o într-o noapte. A avut un vis, fata, când Domnul pescuiește. A intrat Domnul Iisus în curtea ei. A îmbrățișat-o și a spus, eu te iubesc și te aștept. Și după visul acesta s-a dus fata la școală, la liceul la Timișoara, o scos cercii, aurituri, tot ce avea, l-a pus pe bancă și a spus, luați-vă care vreți, dar nu ne mai pot. Păi o cădere psihică, zice colegii. Nu, mă pocăiesc. Ei, da, când i-a spus la fratele slujitor, zice, cu asta am terminat. Câteva zile mai târziu, au luat-o pe hainele alea la lumești, i-a dus pe astea un pachet la școală, a spus colegilor, dacă vă trebuie, folosiți.
Eu am făcut o mică paranteză și am zis, bă, sper să nu fi avut ceva pocăiti firești în clasă, fi luat și alea. Dar au zis, frate Ghiță, totuși, batic în față, nu pot pune. Și tu stai acolo. Și eu zic, bă, de ce ai pus-o acolo? Și mi-a zis Duhul Sfânt. Și eu aud, îi cunosc vocea și nu comentez. Și nu au trecut decât câteva săptămâni, încă nu-i botezat, de fapt, e foarte recent, până când într-o zi o vede ca și pe celălalt. Și spune, ai zis că asta nu poți. Da, mă, o fac cu bucurie. Pentru că Domnul lucrează. Și revin acum la ceea ce am spus. În primul rând, apropo, și pe exemplu acesta, Duhul Sfânt face lucrarea de curățire, de golire, de spălare, ca apoi să ne poată umple într-un vas care să fie sfânt, mărit să fie Domnul. După ce ne-am curățit de orice întinăciune a cărnii, a Duhului, Doamne ajută-ne! În al doilea rând, pentru cei dat Duhul Sfânt, cu ce scop îl cerem? Ca să-și continue lucrarea pe cetruire și să ne schimbe din fază în fază, din stare în stare, lucrând în noi chipul lui Dumnezeu. Este o lucrare continuă până când o va desăvârși în ziua aceea. Și în al treilea rând, de ce cerem Duhul Sfânt? Fiindcă Domnul vrea să ne facă slujitori împreună cu El. E atât de mare necesitatea în familie, în frățietate sau în relații cu cei de afară, în plan evanghelistic, ca Duhul Sfânt să lucreze prin noi. De îndată ce Duhul vine, te pune în acțiune, operează cu darurile care sunt date în folosul altuia. Doamne, ajută-ne prin Duhul să te iubim pe Tine și pe toți oamenii. Amin. Și în final, când vom fi mântuiți, Dumnezeu ne va și răsplăti pentru toate acestea, slăvit să-i fie. Amin. Mai adaug ceva și am încheiat. Iertați-mă pentru anexa asta, că am zis că închei să nu fiu mincinos. În noi, în biserică, s-a pocăit în urmă cu vreo 4 ani un bărbat, la vârsta de vreo 67 de ani. Soția lui pocăită cu 30 de ani înainte. Om serios, altfel, corect, maghiar de origine, dar un om foarte pretențios, pedant, care se seza greșelile, că nu deja m-au venit atâția ani și nu s-au pocăit cu el. Avea evidență la predicatul care cum și ce greșesc și care nu-i pocăit. Dar în anii aceștia Domnul s-a ocupat în mod deosebit de el. Și în ultimii 2 ani a intrat la stăruință, 2-3 ani, și nu l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Cineva îi spunea, auzi, și Dumnezeu a așteptat după dumneata, acum așteaptă și dumneata. Nu știu dacă ăsta e răspunsul. Ei, dar acum iarna asta, după 2-3 seri de stăruință, n-a mai putut să vină că a avut un preinfarct. A stat 2-3 zile în spital, a mers să-l vizităm, plângea și spunea, fraților, eu n-am înțeles lumea asta. Am vrut să știu să vorbesc, să pot să stau de vorbă cu orice om în lumea asta. N-are nimic valoare dacă n-ai pe Duhul Sfânt. Uite, eu muream, unde mă duceam? Când s-a pocăit, nu vreau să scoată televizor afară, m-au zis eu, nu mai mă uit la nimic ce e necurat. La un om bătrân, să zic că nu ne mai așteptăm. Acum, afară, nu-l mai suport. N-are nimic valoare. Să-mi dea cineva un palat. La Duhul Sfânt. A ajuns să-l prețuiască și acum cred că e potrivit ca Domnul să îl dea. Și Domnul a și spus că el va da. Și avea el o vorbă. De ce nu m-a lovit Dumnezeu? Că pe alții am auzit că i-a lovit să se pocăiască mai repede. De ce o v-a lăsat până acum? Nu știu. Dar pe noi ce ați vrea? Să ne lase până la 70 de ani sau să ne lovească? Sau înțelegem din ce ne-a spus? Ce plan are Duhul Sfânt? Ce măreție? Ce lucrări? Pentru că lumea asta, cum zice Psalmul 49, și omul pus în cinste, nu ne-a udit un dobitoc. N-are altă soartă. Însă noi suntem pregătiți pentru slavă. Și mai mult, lucrăm pentru această măreață lucrare. Doamne,
Îndură-te de noi și dă-ne pricepere, lasă Duhul Tău în plinătate peste noi. Amin. Amin.